România. Este ora 2 și că nu suntem gata. Atât mă stresez cu organizatul. La botez am spus că e ultima dată când mă mai stresez cu evenimente și că nu mai fac nebunie. Pentru că eu sunt obsedată de detalii și de lucruri așa să iasă toate bine. Și mă stresez foarte mult, n-am mâncat nimic astăzi. Mă duc să mai duc niște lucruri pe care i le-am mai comandat lui Milan și vreau să le punem prin iarbă. Să se joace și cei mici de un an, că o să avem și câțiva bebeluși. Restul oamenilor sunt acolo. O am pe Nico ce se ocupă de decor. Organizăm acum la restaurant să vedem cum o să fie totul. Și imediat mă duc acasă să mă schimb. Totul a fost așa super pe repede înainte, pentru că noi am fost plecați și am ajuns doar aseară mega obosit și nu am mai fost în țară să facem nimic. Eu m-am odihnit, adică am încercat să mă odihnesc. Culița a avut de cântat, dar acum mă duc să mai las câteva din lucruri și merg acasă să mă pregătesc, să pregătesc pe Milan. Săracul de două zile, noi când am fost plecați în Capadocia, au făcut un pic de febră. Cred că încep să ori să-i dea caninii, dar eu cred că și-i dau după un an jumate, din câte am înțeles. Dar are mai multe erupții, au ieșit toate patru măselele deja, adică a patra acum este și săracul cred că devine dureros. Până acum nu a avut probleme cu durerile de dinți. Și-a decurs tot așa destul de repede, dar e foarte morocănos, nu prea vrea să mănânce, nici lăptic, dar sper să-și revină, să ne distrăm, să fie bine. Am avut noroc, sau avem noroc, sper, și cu vremea, pentru că arată că până la urmă nu plouă, pentru că dimineața m-am panicat un pic și am sunat și firma ce vine cu toboganul gonflabil și cu animația să le spun că avem un probleme și că o să plouă. Mi-a arătat 90% șanse de ploaie mai spre seară, dar acum mi arată 30% la ora 8, deci până la urmă cred că nu mai plouă. Sper să fie toate bune și să ne simțim bine, să ne distrăm și să sărbătorim pe Milan. Și nu-mi vine să cred că a trecut un an de zile și sunt așa super emoționată. V-am spus că n-am mâncat nimic pe ziua de astăzi. Sper să fie frumos asta, să țină vremea cu noi, așa se pare, dar vedem până la sfârșit. Hei, te avem și pentru copilași mici. Astea le-am luat de la Nord Pufos. Dacă sunteți curioși, mamă, ce ploaie. Sper să nu vină. Ia uite! Bine, bebe! Voi vin la ziua mea! Ce cauți, mami, acolo? Vrei apă? Vrei apă? Crupalele! Și-am plecat la ziua lui Milan! Da. La mulți ani, îngerașule! Aici, la mulți ani, mă! Vrei. Vrei la volan? Nu ai voie aici! Ce faci, iubirea mea? Mere la ziua lui! Am făcut un an! Să vă uitați la melodia lui, ce frumoasă e! Uite, ce facem, călăbâi? Sunt acolorat! Unde ai venit? La ziua ta? Ia uite! La mulți ani! Mulțumim! Hai, dă-i o pupă, Lumina! Dă-i o pupă, așa! Hai să vedem, mami! Hai să vedem ce ai acolo! Ia uite, mulțumim! Mă, pentru voi! Acolo, mami! Ce e acolo, mami? Milan! Ce e acolo? Mă duc să filmez. Mulțumim! Tu ce faci? Te-ai băgat aici în piscină? Da! Da? Da. Vai, ce fain a ieșit! Super fain!
voi chiar budinca. Ce este de la frigider și de la magazin este un iaurt. Un iaurt. Pauză, la mamă, ce deșteaptă-i. Hai, Miruna, să vedem ce mai găsăm în cutia. Mai zic, cheamă pe sudorătă? Hai, Miruna. Ia, wow, ce faceți voi aici? Ce ați făcut aici? Wow! Să rupem pe cum e. Da, Camila! Da, le asta pune în gură. Nu cred că ia, pune în gură. Pune, pune, că nu. Uite, mami, ce ți-au făcut copii aici. Ia uite. Wow! Super! Mirona, îți pun asta aici ca să ne... Ce bagi în gură? Ăsta e lui tata. Stai și voi. E, uite ce le place la copii, vezi? Așa. Ce faci, mami, aici? Ce faci? Iubita, nu încoace măriuță în partea cealaltă pilă. Da, mami, dar pune și la mami aici, pune aici. Bravo, meu. Bravo, mami. Și acum mai am. Mai băgăm. Bravo. Uite. Pune aici eu cu mami. Vor da de lucru acum. Ia uitați, uitați-vă mașina, bă! Uite-vă ce mașină ne-a dus, bă, Vlad, bă! Vai, uite, Milan! 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 Uite! Eu cum se uită la ea! Eu când se uită. Eu când se uită la ea, bă. Ce e aici? Ia mai mișcă, mai mișcă, mai mișcă. Eu, Milan? Și are stick, muzică, are și melodie. Da? A, apă se bat stick? Da, carp, stick. Du-te. Bun. Ați văzut ce mașină o primi, Milan? Ce număr are la mașină? Haide! Ia te ține, a venit mama Geta, treia să vină la 5, a venit la 8. Stai puțin mai repede. Ține, stau la mază, Ghimene. Spune ziua, la mulți ani. Mama, uite că vrea să-ți dea și ție. Ce-i luat, mama? Au, ce-i luat. E și la bunii. Uite, îți dă bani, mami, vezi? Mulțumim, mami, mulțumim. Ce număr are? Ce număr are? Milan! Ia-te aici, bă! Ia-te! Ce faci, Carla? Ce mi-aș dori să mai fiu și eu copil acum? M-ar fi fanțit. Nu mai avem nicio grijă. Eu încă ești. Mulțumim, mama ce. Uite, Carla, dragostea. Uite, 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 uite
Mulți-a trăiască, mulți-a trăiască, la mulți ani. Mulți-a trăiască, mulți-a trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Mila să trăiască, mila să trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Mila să trăiască, mila să trăiască, la mulți ani. La mulți ani! Mulțumim! Îți place? E bun? Unde ți ursulețul Vladimir? Păi să ții înapoi, să facă și literele lor.